că trebuie să stau lângă vrajii, pentru că fetele cu fetele și băieții cu băieții. Ai dreptate, fetița Zurli. Te rog să iai loc aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună dimineața! Bună dimineața, frumoșilor! Doamne, ce drăguți ați fost astăzi! Mulțumesc, vrei să-mi dai o mână de ajutor? Da? Pentru că, uite, acolo am lăsat la ușă niște cutii. Sunt niște cadouri pentru voi. Adă-mi-le, te rog! Astea sunt pentru fetițe roz! Wow! Fetițele drăguțele și pentru băieței avem cadouri albastre! Albastre! Te rog! V-am luat niște lucruri pe care știam că vi le doriți mult și, uite, ăsta roșu ăsta îți vine foarte bine, fetițe Zurli! Ce drăguț e rozul ăla! Da! Ție ți-am luat albastru, uite, o șapcă nouă albastră! Da, tante prezentatoare, dar știi? Mereu am iei albastru și parcă aș vrea ceva mai deschis, o altă culoare, nu știu. Mulțumesc! Băieții poartă albastru și verde, fetele poartă roșu și roz, e clar, da, dar aș vrea și eu o șapcă roz. Mulțumesc, băieții nu poartă șerci roz, serios. Bine, hai, vă plac? Da! Mulțumim! Puneți pachetele deoparte și știți ce facem astăzi, da? Ce? Fetele la bucătărie. Spălăm, da, mă turăm și voi în grădină, că a venit primăvara. Bine. Da, și noi în grădină. Da, și ei eu se duc în grădină să strângă cu hârlețul, să pună curaba. Ia întindeți mânuțele voi, domnișoarelor. Păi cu mânuțele astea de prințesă vreți voi să cărați roaba? Terminați de mâncat și voi în grădină, da, la da. Treabă de băieți. Da. Și voi în bucătărie, la treabă de fetiță. Da, hai. Nu-i corect. Hai. Sunt multe cărcărițe și puteți să cântați da, cu ele. Da, noi suntem puternici, de-aia mergem să facem treabă în grădină, să știi. Ceva, vrăjii, lasă! Că noi le cântăm cărcărițelor de la treastră. Da! Hai! 1, 2, 3 și... Cărcărițo, riță, zboară voieniță și te dulă dunăre și te apăstrele. Fetelor, avem o surpriză pentru voi. Ce le spune? Da. Lulu, da. Te rog. Fetița Zărli? E pentru mine. Închide ochii. Mărțișor! Te-ai prins! Da, tot o să fiu surprinsă. Da, bine, uite-te la el. E un mărțișor cu inițialele mele. Da, pui și ză. Mulțumesc, Lulu! Plăcere! Ruli, te rog mult! Hai, fii curajos! Ți-am bubuit? Da! Și eu am o surpriză pentru tine, închide ochii! 3, 2, 1 și... Ta-da! E cu portocaliu vâmul și scrie vâmul! Da. Băieți, sunteți foarte drăguți! Și avem și noi o surpriză pentru voi! Serios? Da! Arajați-vă aici, unul câte unul. Aici, linie, în linie. Nu știu. Și foarte important, nu trageți, închideți ochii. Bine. Închideți ochii, da? Da. Și gândiți-vă voi așa, care este floarea voastră preferată de primăvară? Începem cu Lulu. Zambila. Ok, bravo, Lulu. Să mă gândesc. Mulțumesc. Da. Care este floarea ta preferată? Ghiocelul. Știi de ce? Pentru că e curajos și voinic. Și pentru că e primul vestitor al primăverii. Și Truli? Da, îți spun? Da. Margareta. Pentru că sunteți niște mari iubitori de primăvară și de floricele. Așa. Ne-am gândit că ați fi foarte fericiți. Da. Să sărbătoriți împreună cu noi venirea primăverii. Adică cum? Adică la 3 deschideți ochii și veți avea parte de transformarea vieții voastre. Am deschis deja ochii. Wow, Truli! Are ca o floare! Și tu la fel! Și tu nu are ca o floare! Wow! Ați îmbrăcat în flori! Da, băieți! Pentru că vine primăvara! Nu-ți vine să sari!